Lucrez în domeniul imobiliar de peste 20 de ani. În urmă cu 5 ani, am descoperit că mă identific cu viziunea și valorile RE/MAX și am decis să mă alătur brandului numărul 1 în imobiliare. M-am regăsit din prima clipă în standardele de profesionalism și etică ale brandului RE/MAX. Am apreciat importanța acordată educației și mă simt acasă printre oameni care împărtășesc aceleași valori ca și mine. Iubesc meseria pe care o practic și fac asta încă de la început cu pasiune și dedicare. Iar lucrul cu oamenii îmi oferă extrem de multe satisfacții. Să fac parte din viața clienților mei, într-un moment atât de important pentru ei, este pentru mine întotdeauna o onoare. Pe parcursul procesului de tranzacționare, mă dedic interesului clientului pe care reprezint, astfel încât experiența tranzacției să fie cât mai plăcută și lipsită de stres pentru el. Fiecare client este unic. De aceea, încă de la început, încerc să înțeleg nevoile și ce este important pentru el. În fața oricărei provocări, mă concentrez pe găsirea celor mai bune soluții, iar abordarea mea este mereu personalizată în funcție de situație și nu ezit să-mi folosesc la maxim resursele și relațiile construite în lunga mea carieră în imobiliare, astfel încât clienții mei, la finalul zilei, să fie mulțumiți de rezultat. Pentru mine, o tranzacție închisă nu este o simplă vânzare, ci este o amintire imobiliară. Mereu mă întorc cu drag să vizitez proprietățile pe care le-am tranzacționat și să-mi reîntâlnesc clienții. Relația cu clienții mei este mai importantă decât încheierea unei tranzacții, iar recomandările pe care le primesc sunt cea mai valoroasă răsplată. După o carieră îndelungată într-un domeniu atât de dinamic cum este piața imobiliară, sunt de părere că imobiliarele sunt mai mult despre oameni decât despre proprietăți. Mi-am bazat întreaga carieră pe valori precum onestitate, integritate și respect, și voi continua să-mi folosesc experiența, astfel încât, cu pasiune și devotament, să livrez servicii de calitate clienților care mă aleg ca agentul lor de reprezentare.